Vizări. Stăm de vorbă acum cu doamna Elena Matescu, doamna director al Administrației Naționale de Meteorologie, pentru că ne confruntăm cu o încălzire anormală a vremii la acest început de februarie. Se vor înregistra și 20 de grade Celsius. Unde va fi atât de cald la început de februarie? Aflăm chiar acum de la doamna Matescu. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bun găsit! Într-adevăr, vorbim de o săptămână mai caldă decât în mod obișnuit, în special pentru intervalul 5 februarie, 12 februarie, pentru că abaterile termice la nivelul temperaturii medii din această săptămână vor fi mai mari de 7-8 grade Celsius, ceea ce va însemna, din punctul de vedere al ecartului valorilor zilnice de temperaturi, la nivelul maximelor, în special începând de joi, valori între 10, 15, 16 grade în zona de sud a țării, vineri, sâmbătă, de asemenea 16, 17 grade, iar duminică, 11 februarie, valori de 17, 18 grade, local în sudul extrem, chiar 19, 20 de grade. Până atunci însă vorbim de o vreme în general închisă astăzi din partea de sud, sud-est a țării. Este posibil să consemnăm precipitații sub formă de ninsoare la munte, în Maramureș, în Transilvania, în nordul Moldovei, mixte în Banat și în Crișana, dar și intensificări ale vântului asociate în special la munte cu rafale de 60-80 de km pe oră în zona înaltă, iar în zonele mai joase de relief 40-50 de km pe oră. Și la acest sfârșit de săptămână, în mod deosebit, valori ale temperaturilor maxime între 0 până la 10-12 grade și chiar și minime mai ridicate comparativ cu intervalul anterior, dacă mâine dimineață contăm pe o minimă între minus 8 până la 0 grade Celsius, sfârșitul de săptămână va aduce inclusiv în capitală o minimă de minus 2 până la 1 grad. Mulțumesc foarte mult, doamna Matescu, pentru intervenție.